albină de iunie. Este o albină extraordinar de parșivă. Deci asta oricând îți poate demonstra ție că nicio matcă nu este bună. Deci nu e bună, vă spun eu, ați întâlnit în practică, nu sunt zic voi sau alții. Dom'le, nu-ți acceptă matca nici să mori tu. Deci până nu-i schimbi locul la familia respectivă, sub nicio formă n-ai să vezi acceptare la matcă. Deci sub nicio formă, că asta este, că e cretină ea. Dar bine, cum să spun, că excepția confirmă regula. Dom'le, eu n-am nevoie de așa ceva, mai ales dacă dumneata n-ai avut ce face și ai luat niște măci excepționale unde ai plătit o căruță de bani, da? Care valoarea lor reprezintă jumătate din supina lui matale, care, eu știu, e 10-20 de familie. Nu-ți permiți, nenea, să pierzi așa ceva. Și atunci am spus clar, dom'le, vrei să faci o intervenție, schimbi locul familiei de albine. Eu asta am zis-o și în mai, și în iunie, și oricând, orice intervenție vrei tu să faci de acolo, să iei rame și așa aia, schimbi locul familiei de albine. Deci nu intri într-o familie, când faci roi, nu intri într-o familie, dom'le, am găsit niște albină bună, iau de aici eu niște albină așa, uite o ramă cu puiet căpăcit, dau lui ăla, mai scutur niște albină și mă... Nenea, ascultă-mă, dacă ești după culesul de salcâm, te trezești că ți-i puietul cu rugol acolo. Mă scuzați că am vorbit cuvântul gol, știți? Așa, da. Deci te trezești că în roi nu mai ai nicio albină, că pleacă de aia dracu, că aia toată știe să zboare. Că-i golancă de crescătorii de măști, nu îl știi. Când te apuci să populezi nucleirii, bă, li pui din un cap pe albina în nucleu, lindești acolo cu făcălețul. Și a doua zi când te duci să pui botca, găsești trei albini. Deci, bă, ești împit unde, dragul? Pui tu gol, rămas tot. Nu, deci albinii sunt foarte... Dar toamna e altceva, ce v-am spus eu. Dar în general, când vrei să faci ceva, schimbi locul familiei de albini. Și de acolo e puiet. Deci, asta. Hai, Sebi, mai zi, întrebări. Discutam cu, păi colegi când... discutam cu colegi care puneau așa întrebarea. Dom'le, au oat câteva ouă sau o palmă și pe urmă n-a mai oat. Sau cum spuneai dumneata, au oat păstriți, lucrătoare, bătrântor, ce se întâmplă? E matca de vină? E structura de vină? Care este situația aici? În general, măcile recoltate, haideți să o luăm așa pe etape. Deci o matcă poate deveni trântoriță din trei puncte de vedere. Odată, s-a împerecheat prost, clar, deci nu avem ce face, am văzut-o, o depus, are puie de dar, dar deodată nu mai are spermă, deci devine trântoriță, dar sunt rare cazurile astea. După aia, din melanoză, de exemplu, am băgat-o într-o familie de albini și aia a adus melanoză de pe plante, a intrat matca, s-a dus naibii, gata, o luat-o, se trântorește instantaneu dintr-o dată. Dar astea sunt rare cazurile. Cele mai dese cazuri sunt de la manipulare. Matca vara, când recoltăm din nuclei, de domnule, are dita mai abdomenul, este hrănită, că pune aia 3 ouă, că 5 ouă, nu are importanță cât de obus. Dar e o matcă mare, domnule, matcă sănătoasă, are un abdomen uriaș. Este foarte greu să-l accidentezi dumneata pe ăla. Cu ei de torace, de aripi, cu măiei matale, o marchez acolo, introduci în cușcă, nu e o problemă. Toamna măcile, chiar dacă ouă de sparg pământul, sunt mai mici. E clar, sunt mai mici. Există posibilitatea să o accidentez mult mai mare. Deci mult mai mare. Asta, din punct de vedere a trântoririi, așa, cum mai zis domnul Ionel. Dar apare acea chestie care v-am spus eu. Există, după ultimile culesuri, familii de albine extraordinar de echilibrate, așa le vedem noi, foarte mult în miere, mai au și ceva puiet căpăcit, să știți, nu e nicio problemă acolo, da? Dar deja albina, pentru că v-am spus, duduie de doică bătrână, foarte multă albină și-a dezvoltat ovarele. Până când îi pui matale cutiuța, până când se ecluzioneze trei luleli, trei surceli de puiet căpăcii de acolo, prea puțin o interesează pe ea. Pentru că inhibarea ovarelor albinelor să nu depună ouă, că ele nu sunt inhibate, deci ele se dezvoltă când la câteva ceasuri după ce a dispărut matca, dar nu își dau drumul pentru că există încă larve, ouă, posibilitatea de a crește altă matcă.
Dumneata când ai făcut roiul ăla și te bucuri, bă, ce ca lume, uite, am luat o ramă cu albin, adică o palmă de puiet căpăcit, plină cu mâncare, bă, ce bine, tată. Nenea, deja acolo, dumneata, ai o groază de albină care începe ouatul instantaneu. Și se întâmplă al dracului exact în momentul în care ai introdus dumneata matca și dă drumul la matcă. Și matca începe ouatul, ouă pentru albină și albina ouă de trântori. Și acolo, dacă nu ai ochiul format și nu-ți dai seama, dai vina pe matcă în loc să salvezi matca, dumneata spui că e matca proastă. Dar matca nu e proastă. Proastă e familia care ai făcut-o dumneata acolo. De ce? Pentru că nu i-ai schimbat locul să scapi o leacă de albina asta. Mi-apără o întrebare. Zi. Care este albina aceea care își dezvoltă ovarele? Doica tânără, doica bătrână? Toată doica. Deci nu există doică bătrână sau doică tânără, există toată doica. Domnilor, în ianuarie a rămas fără matcă și vedeți că are boci. Credeți că este de la matcă, sunt bocile alea? Nu. Albina doică, că iarna trece doica, eu v-am mai spus odată. În carte se spune așa, primăvara când apar albinile doici. Mă frate, nu mai scrie așa ceva în carte, te rog frumos. Bine, eu am zis-o așa, dar n-am putut să-i spun ăla care scrie, nu? Nu, domnilor, 365 de zile pe an în stup avem albină, doică și matcă. Vremelnică este culegătoarea și trântorul. Ce înseamnă culegătoarea? V-am mai spus, culegătoarea este cea care poate transforma nectarul în miere. Doica poate culege până crapă pământul. Dar ea nu va putea transforma nectarul în miere, pentru că ea rămâne doică. Deci până când glandele ei hipofaringiene n-au încetat sau n-au fost activate să secrete lăptișori de matcă, ea nu va putea sub nicio formă să transforme nectarul în miere. Și atunci ele sunt în stare în ianuarie să depună ouă și să facă boci acolo, că așa sunt de proaste. Ce vrei, domnule, dar fac ele boci pe polen, nu? Sau pe... ce-i dat dumneata acolo, știu, rumeguș, făină de soia, nu contează. Ele fac boci acolo, că văd proteină și își fac boci. Dar Andrei, o secundă, într-un nucleu, cum vă dați seama? Sunt multe măști, de exemplu, care încep să ouă prima dată de trântori, până își reglează tirul. Ele sunt, de fapt, niște măști foarte bune, dar poți să te înșel foarte ușor. Că zici că e proastă, că bă, depune trântor, depune... Deci am văzut chestia asta. Sau depune două, trei într-o celulă, pentru că e mic nucleu și nu are unde. Sebe, în general apicultura a fost scrisă din punctul de vedere al practicienilor. Da? Deci întâi a fost țăranul cu sapa și după ce a apărut inginerul agronom. Așa și aici. Întâi a fost apicultorul care a sesizat o chestie, a transmis-o mai departe. Dacă a devenit precept religios sau dogmă, a fost luată ca atare și s-a mers cu ea până în pânzele albe. Problema se pune în felul următor. Nu există matcă să ouă întâi de trântor, da? Și apoi să treacă spre albină. Nu. Acel roi avea albină ouătoare, o parte din ea a început ouat-o. A început și matca ouat-o, dar datorită structurii au spus, bă, fetelor, ia viteză, deci hai, luați-vă dracu, terminați-o, că avem matcă, terminați-o. Și atunci după aia matca din prima a depus ouă de albină. Ouăle alea care le vedem noi, le-ai văzut tu marcate că sunt ale măcii care ai introdus-o tu? Vezi? Aici este problema, eu am auzit. Eu am auzit cazuri de genul ăsta, n-am vrut să intervin, dar acum pentru că ai ridicat problema, ți-o spun clar. Deci nu există matcă să depună întâi de trântor și după aia să depună de albină. Nu, problema este că dumneata ai făcut roiul și ai așteptat să-ți vină matca de la nea costică vreo 10 zile, roiul ăla s-a dus dracu că nu mai are decât 2-3 celule de puiet de trântor, că tu ai pus puiet proaspăt de ecluzionare, nu? Ți-a ecluzionat albina, ți-au mai rămas 2-3 celule de puiet căpăcit de albină, vreo, eu știu câte acolo de trântor, că așa ai pus tu rama, da? Ei, și când a început matca ouatul, deja e albină ouătoare.
Și atunci începe să ouă. Prima dată e albina, că aia e la ordin, până o hrănești pe asta, până o reface, că ai ținut-o în cușcă de o pocniță săracă acolo, așa. Bine, ți-o mai trimis-o și prin curier după 2 săptămâni de zile. Ei? Deci nu există matcă să depună întâi de trântor și după aia să treacă la albină. Nu, acolo în acea familie a depus în celulă de albină, a depus albina ouă. După aia a început să depună matcă. Pentru că cei ce au lansat chestia asta n-au spus de exemplu că, domnule, am mers vreo 3 săptămâni de zile cu ouă, cu celule de trânturi, cu celule de albină, cu celule de trânturi, cu celule de albină și pe aia au apărut boci. Sau, de exemplu, n-a mai găsit matca sau, de exemplu, și-a văzut matca de treabă și au dispărut chestiile astea. Adică, când vedem un aspect din ăsta, trebuie să vedem clar cum s-a întâmplat în toate cazurile. Nu doar într-o chestie care am văzut-o noi. Bun, ai și înțeleg? Altă variantă, de exemplu, la o familie care nu acceptă, are dracinea și nu acceptă nicio matcă. Ai încercat cu boci, ți le-a ros, ai încercat cu matcă, a chilărit-o. Deci nu, la un moment dat, dacă tot continui... Nu, te întrerup aici. Chestia cu ți-a ros bocile nu există. Cât trăiește albina? Ți-a ros bocile. Deci nicio albină de pe fața pământului nu-ți va roade botca. Nu neapărat o roade, o execută matca când iese, deci nu ți-o lasă. Da, dar una este, ai zis aici, hai să stabilim clar, vorbim despre apicultură, da? Deci problema este roasă. Matca roasă din lateral are două aspecte. Ori matca la implantarea bocii tale, că tu ai zis bagi boci, da? Implantarea bocii tale. N-a avut acces albina să-i dezvelească vârful, să coacă botca, cum se spune, ca matca să poată roadă și ieși. Și atunci o ajută ele să iasă pe lateral. Și ieșind pe lateral este ca și cum ai scoate tu puiul din ou de acolo, de la cloșcă, bă, nu poate să spargă, de ăla nu este viabil, la fel și această matcă. Sau botca respectivă a avut probleme. Deci nu există roaderea bocii. Acum treci la ideea ta, a ieșit matca și o execută. Da, sunt cazuri în care nu, pur și simplu nu vrea. Mă interesa care este perioada, cât rezist